Bine v-am găsit, vă spunem din studio Alfa Omega TV la o nouă ediție a emisiunii Calea Adevărul și Viața. Vrem să vorbim astăzi despre Israel, despre raportarea noastră la Israel, ca persoane, ca biserică, ca și națiune. Îl avem alături de noi pe Vali Paul, care păstorește o biserică din Baia Mare, Biserica Philadelphia. Mulțumesc, frate Vali, că ai acceptat să discutăm acest subiect sensibil. Da. Plăcere. Și nu e întâmplător acest lucru, pentru că ești printre vocile cele mai clare, mai radicale, mai biblice, zic eu, care sunt pentru Israel, atât în biserica în care slujești, cât și în orașul, și în zona, și în România. Sigur, avem și câteva contribuții în această zonă, dar în primul rând a pornit discuția de la un eveniment pe care voi îl organizați, Marșul Vieții, un eveniment pe care voi îl organizați ca biserică, în parteneriat cu o organizație din Germania. Cu ce motivație, ca să începem de la un exemplu, cu ce motivație organizați acest marș? Orice relație care a fost distrusă poate să fie restaurată. Noi avem această posibilitate de a restaura lucrurile în Domnul Iisus Hristos și ne-am plecat de la acest fapt și pentru că poporul Israel, evreii și în special evreii români care au mai rămas, poartă în inimile lor o frică, poartă în inimile lor încă rezerve și problema este că rezervele nu sunt numai împotriva noastră, ci împotriva Domnului Iisus Hristos, deoarece noi le reprezentăm și o atitudine greșită automat este proiectată asupra Domnului Iisus Hristos și chiar îmi aduc aminte, cineva m-a întrebat odată ce garanție ne dați că ceea ce spuneți acum este așa și a trebuit să plec capul și să spun dacă nu ar fi Domnul Iisus Hristos, eu nu v-aș putea da o garanție, dar știu că prin El pot să vă dau o garanție că vom face tot ce depinde de noi să vă arătăm dragoste și pe cât posibil să restaurăm lucrurile. Această acțiune a avut ca scop tocmai această reparație. Am vrut să ne cerem iertare și am vrut să o facem în public, deoarece execuțiile au fost făcute publice, arestările au fost publice. Baia Mare a avut două campusuri unde au fost adunați evrei care în acea perioadă, într-un fel, erau o mișcare fundamentală, economică, socială în oraș, dar care au fost adunați în lagăre, trimiși, cei mai mulți dintre ei au murit, foarte puțini s-au întors, iar acum sunt o comunitate mică, nici măcar nu se pot întâlni pentru rugăciune la sinagogă, pentru că sunt puțini. Și gestul nostru a vrut să fie un gest reparator și asta am făcut, am ieșit în public. Am recunoscut că a fost o crimă făcută de bunicii noștri, nu de noi, dar noi putem să facem o reparație, nu față de ei, pentru că nu avem acces, dar față de urmașilor și am vrut să spunem asta. Am vrut de asemenea să afle oamenii din Baia Mare, băimărenii noștri să afle că este o atitudine greșită să urăști evrei, pentru că mulți spun, nu-i urâm, dar îi urâm și astăzi la fel. Atunci când vorbești, prima reacție de a spune, mă duc în Israel, îl iubesc, îți prietenoști evrei. Evrei, nu, jidani. Automat, pentru că duc și când cineva folosește expresia asta, deja arată care este atitudinea inimii lui. Și asta am vrut să facem. Am să inserăm aici chiar o știre realizată de noi și distribuită de noi în urmă cu vreo 2 ani de zile de la acest eveniment, care a fost o provocare nu numai pentru cetățenii actuale ai orașului Baia Mare, ci și prin această știre și prin ce s-a mai postat pentru toate localitățile din România care au văzut această știre. Biserica Philadelphia din Baia Mare a organizat Marșul Vieții, un eveniment care invocă memoria Holocaustului și promovează reconcilierea dintre națiunile lumii și poporul evreu, deoarece se spune că cine nu-și cunoaște istoria riscă să o repete. Această mișcare a început în anul 2007, în orașul german Tübingen și până acum s-a desfășurat în peste 300 de localități din 14 țări. Marșul Vieții a fost inițiat de către Jobst și Charlotte Bittner, care au creat o legătură și cu România. So viele Juden in Rumänien haben gelitten unter dem Holocaust. And there were so many Jews in Romania who suffered under the Holocaust. Und so viele Menschen in Rumänien sicherlich selbst auch. And I'm sure that many Romanians themselves also suffered.
Und gleichzeitig verstehe ich auch, dass genauso auch in Rumänien, wie in jeder anderen Nation, es eine Decke des Schweigens gibt. But I also understand that in Romania, just as in all the other nations, there is a veil of silence also. Und überall, wo eine Decke des Schweigens zerbricht, da kommt die Gnade Gottes durch. And so whenever the veil of silence is broken, the grace of God can come through in a place. Baia Mare este primul oraș din România în care a fost organizat acest Marș al Vieții, derulat sub genericul De la Holocaust la o viață nouă, din dorința de a crea o punte între generații, între ce s-a întâmplat la Holocaust, generația de atunci și cea a secolului 21. Gott sagt, wer mein Augapfel berührt. Dumnezeu spune că cine îmi atinge ochiul, cine se atinge de ochiul meu. Wer Israel berührt. Cine se atinge de Israel. Der berührt mich. Cine se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu, weißt du, care este Israel, se atinge de Dumnezeu. Weißt du, wie empfindlich ein Auge ist? Știți cât de sensibil este un ochi? Und Gott sagt, es ist mein Auge. Dumnezeu spune că este ochiul meu. Wer Israel antastet, cine se atinge de Israel, bekommt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Are de-a face cu Dumnezeul cel viu. Marșul Vieții din Baia Mare a fost structurat pe două părți. Prima a constat în seria de seminarii cu tema Vălul de Tăcere. Invitați din Germania au vorbit despre ce înseamnă acest văl și cum se manifestă în familie, în Biblie și la nivelul țării. Despre moștenirea generațională și puterea personală de a cere iertare ca urmaș și despre cum poate fi distrus acest văl de tăcere. So schweigen heißt deci, gleichgültig zu sein. Tăcerea înseamnă să fii părtaș. Schweigen heißt taub zu sein. Tăcerea înseamnă să fii surd. Und ich habe schon mal gesagt, Schweigen tötet. Și am mai spus până acum încă o dată că tăcerea ucide. Și m-a șocat foarte tare să știu că străbunicii mei au fost și ei, așa ca și nemții, pe care de multe ori le arătăm cu degetul că au fost nemții. Tot așa au fost și străbunicii noștri cu armata în partea de est a României și au omorât mulți evrei. Și vreau să vă spun că îmi pare foarte rău și cred că este foarte important pentru noi toți să ne uităm în familiile noastre și să ne cerem iertare pentru ceea ce au făcut strămoșii noștri. Și fac un semn în ziua de astăzi, în numele României, împotriva antisemitismului și spun că iubesc evreii, e un popor binecuvântat și e un popor binevenit în România. A doua parte a fost reprezentată de marșul propriu-zis desfășurat în zona sinagogii evreiești din Baia Mare, printre participanți, aflându-se și reprezentanței comunităților evreiești din România și Republica Moldova. Mesajul procesiunii comemorative a fost despre amintire, reconciliere și luare de poziție pentru Israel și împotriva antisemitismului modern. Evenimente similare au avut loc și în alte orașe din Europa. Jetzt am Wochenende waren wir in der Schweiz. Acum weekendul acesta am fost und în sie, Elveția. Sie machen einen Marsch durch die ganze Schweiz durch. Ei fac acum un marș prin toată Elveția. Ich glaube, der geht drei Wochen lang. Cred că durează vreo 3 săptămâni. Dann, jetzt am nächsten Wochenende sind wir in der Ukraine. Și următoarea săptămână vom fi în Ucraina. Und wir werden noch in viele andere Länder und Nationen gehen. Și vom merge la multe alte națiuni. De la declararea statului evreu în 1948 se aniversează 70 de ani. Atunci erau cam 600.000 de evrei, iar în prezent sunt aproximativ 8 milioane de evrei și arabi în statul Israel. Având în vedere situația din zonă, este nevoie de rugăciune pentru pacea Ierusalimului, pentru liderii din regiune și pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească. Doamne, strigăm pace peste Ierusalim, strigăm pace peste Israel. Strigăm pace peste Ierusalim, strigăm pace peste Israel. Peace, peace over you, Jerusalem.
fost un scurt reportaj realizat de noi cu imagini primite de la Baia Mare în urmă cu 2 ani de zile despre un eveniment, Marșul Vieții. În mod de pronunța cuvântul holocaust, persecuție, ca un scurt comentariu, mulți din România, lideri politici, spun în România nu putem vorbi despre așa ceva. Pot să faci un scurt comentariu legat de dimensiunea aceasta în România? Nu spun noi, în Germania s-a întâmplat acolo, Auschwitz, asta este ideea de holocaust. Noi românii, accidental, poate. Haideți să le aduc la ceva care e foarte proaspăt, acel incident, ca să-i spun, din Statele Unite cu acel cetățean de culoare care a fost omorât în timpul arestării. A fost un polițist care l-a arestat și l-a fost condamnat pentru omor prin imprudență, dar toți ceilalți din echipă au fost la fel condamnați, pentru că au fost acolo. Au fost parte din acel eveniment. Parte din asta. Probabil că nu, dar nu pot să spun nu, deoarece au fost foarte mulți soldați români din armata română care au omorât evrei. Dacă mergem în istorie la evenimentul din Odessa, vom ști că armata română a fost. Au fost lagărele din Transnistria, unde soldați români au executat evrei. Au fost lagărele din Moldova, din Pașcani, Iași, unde foarte mulți au fost executați de către români la ordinul lui Antonescu din acea vreme. Nu putem să dăm vina că doar nemții au făcut acest lucru. Nu putem să dăm vina nici pe cei care au fost în Ardeal, pentru că noi suntem aici în Ardeal. Nu putem să dăm vina nici pe armata hortistă, deoarece românul a mers și a spus acolo este ascuns un evreu și l-a vândut. Deci este o vină și, din păcate, dacă nu înțelegem acest lucru, nu învățăm o lecție, suntem condamnați să o repetăm. Și eu nu vreau să repet această lecție și mai mult nu vreau să las o asemenea moștenire, un asemenea risc copiilor și nepoților mei. Eu vreau ca ei să știe lucrurile astea, să fie alerți că atunci când nu veghezi, poți ca să faci lucruri care în generație să bun, în final poate o să ne și rugăm pentru asta, dar mulți o să spună, da, dimensiunea aceasta a iertării, a cerutului de iertare pentru generația de dinainte față de evrei, e o dimensiune importantă, putem să o facem. Dar în prezent și în prezent atitudinea pe care o avem, dincolo de atrocități, care au fost parte de domeniul trecutului, o conjunctură nefavorabilă, nefastă, ne cerem iertare pentru ea. Dar în prezent, care ar trebui să fie sau de ce ar trebui să ne preocupe atitudinea bisericii a noastră ca persoane față de Israel? Dincolo de dimensiunea aceasta iertării față de niște greșeli regretabile. Noi suntem, creștinii suntem călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să iubim pe aproapele nostru. Evreii sunt aproapele nostru. La fel cum noi am devenit aproapele Domnului Iisus, a marelui evreu, Domnul Iisus în mântuire, El a extins totul și la noi, la neamuri, cu toate că El a venit în primul rând pentru cei ai Lui, pentru poporul Lui, dar El a extins dragostea. Și a fost evreu, adaug eu, mulți nu le place această idee, El a fost o persoană neutră. A fost evreu 100%, dacă ar fi să mergem după modul în care s-a prezentat Pavel, că și el s-a prezentat ca și evreu, și Domnul Iisus a venit din seminția lui Iuda, din rădăcina lui David, pe amândoi părinții, și pe linie maternă și pe linie paternă, se trage din familia regală a lui David și este evreu 100%, dar asta nu l-a oprit ca să extindă mântuirea la toate neamurile și eu mă bucur că noi români suntem parte din asta. Așa că, iubindu-i pe evrei, nu facem altceva decât să plătim înapoi, să iubim înapoi. Apoi este porunca Scripturii, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea Israelului și dacă ne uităm la conjunctura mondială, tot timpul Israelul, Ierusalimul au fost unul din focarele de conflict, pentru că este foarte multă ură îndreptată împotriva Israelului și a Ierusalimului. Ierusalimul fiind orașul celor trei mari religii, totdeauna este un conflict. Dar dincolo de orice, noi nu trebuie să uităm că Ierusalimul este orașul lui David, el a fost capitala Israelului și rămâne în continuare, chiar dacă a adoptat și alte națiuni din jur să fie acolo binevenite și alte religii. Nu trebuie să eliminăm.
Vreau să mai inserăm aici două contribuții scurte al Cristi Barbosu și al lui Cristi Șemaru. Unul slujește în Arad, unul în București. Spune Cristi Barbosu, anticipez o idee pe care o spune scurtă, dar clară, că nu pot să cred, zice, că cineva cu Biblia în mână poate să fie antisemit, că ar putea să fie concluzia, o să te întreb după aceea de ce. Iar într-adevăr, Cristi Șemaru, puțin cu o perspectivă mai politică, mai contemporană, analizează exact, subliniază lucrurile pe care le spui legat de un centru de atenție, un pol al atenției care este Orientul Mijlociu și e important să avem și o înțelegere contextuală, politică, dincolo de una biblică. Eu cred că o biserică, un slujitor, un credincios care nu pricepe că Israelul e rădăcina familiei noastre și că în el am fost altoiți și asta înseamnă să-l trateze cu respect și să se roage pentru pocăință și mântuirea lor, un astfel de credincios, slujitor sau biserică, eu nu cred că a citit Biblia cu adevărat. Suntem într-o perioadă în care, inclusiv în Orientul Mijlociu, pentru că noi știm că acea zonă este ca un fel de termometru și de termostat pentru lumea întreagă, în ce se întâmplă în Israel, sunt lucruri care trebuie să ne preocupe. Nu înseamnă că trebuie să stăm toată ziua 3 ore pe știri ce se întâmplă acolo, dar în mod clar Dumnezeu a binecuvântat și a ales acel popor, nu pentru că a fost mai bun când a fost ales sau de atunci încoace. Nu. Dar alegerea lui Dumnezeu și noi trebuie să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, chiar dacă nu înțelegem toate tensiunile și toate dinamicile de la acea zonă, și un credincios al lui Dumnezeu trebuie să roage ca toți aleși lui Dumnezeu, indiferent când i-a ales el și în ce fel s-a manifestat alegerea lui Dumnezeu și favoritismul lui Dumnezeu, harul nemeritat, noi trebuie să rugăm pentru propășirea acestor oameni. Și văd și aici, să zicem, vreo două extreme posibile și cumva trebuie să ne ferim de ele, pentru că sunt unii, din păcate, care nu înțeleg că Israelul are un statut aparte și nu mă refer la popor, la acea regiune. Unii consideră, noi, acum biserica este nou Israel și ceilalți sunt doar ca un popor, ca oricare altul. Nu e așa, nu poți să citești nici Vechiul, nici Noul Testament și să ai gândirea asta dacă ești cu adevărat deschis, echilibrat și condus de Duhul Sfânt. Au fost două scurte contribuții a lui Cristi Barbosu și Cristi Șemaru despre Israel. Într-adevăr, întrebarea, una dintre întrebările care iese din aceste contribuții este: poți să ai Biblia în mână și să fii totuși antisemit? De ce? Ce e acolo în Biblie ceva care îmi dă mie dreptul să am o poziție nepotrivită față de Israel? Biblia nu dă nici un drept. Nu există nicio acoperire pentru a fi împotriva Israelului. Nu există niciun argument. Poți să interpretezi lucrurile. Acum, dacă luăm ceea ce este la modă încă, această doctrină a înlocuirii, care se bazează pe un verset din Galateni 6:16. Poate îl putem citi, că na. Vorbim mult despre teologia înlocuirii, de faptul că biserica a înlocuit complet Israelul și a luat locul și tot planul Domnului merge acum doar pe biserică și Israelul e uitat. A fost o eroare a Domnului. Nu, pentru că Dumnezeu toate promisiunile le-a făcut specific lui Israel și Dumnezeu nu a zis se transferă. Nicăieri în Biblia nu spune că se transferă. Dar acest verset spune așa: și peste toți și ce umblă după dreptarul acesta, Galateni 6:16, și Pavel vorbește despre mântuirea prin credință. Despre mântuirea prin credință. Acesta este dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. De fapt, Pavel pune lucrurile foarte clar împreună, pentru că mulți au înțeles că ori devii evreu ca să poți să fii mântuit, și asta pe mulți i-a făcut ca să, încă din acea perioadă, să aibă rezerve față de asta și să dezvolte un conflict. Atunci conflictul a fost dinspre Israel, dinspre evrei, spre creștini, că ei spuneau că noi suntem, avem un plus, faptul că avem și legea lui Moise și creștinii dintre neamuri erau într-un fel limitați și, să nu zic, persecutați. Ori Pavel vine și pune lucrurile împreună și spune: noi suntem una împreună, chiar dacă evreii sunt ei ca și națiune, au ceva aparte, iar în roman spune, da, ei au aparte, au prorocii, au legea, au făgăduințele, astea nu li se iau, sunt ale lor.
Și Pavel spune aici că și peste creștinii dintre neamuri care merg pe dreptarul acesta, pe mântuirea prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că nu există mântuire decât în jertfa Domnului Iisus Hristos, și peste Israelul lui Dumnezeu, peste cei care sunt această seminție aleasă, acest popor ales care vine din, se trage din prietenul lui Dumnezeu, din Avram, și Dumnezeu nu și-a schimbat deloc promisiunea față de Avram, nu a transferat la nimeni, chiar dacă în spiritual el pune lucrurile împreună. Din punct de vedere al promisiunilor directe, asta nu s-a schimbat. Și acesta este Israelul lui Dumnezeu, care a înțeles că Dumnezeu dezvoltă planul lui de mântuire în Iisus Hristos, iar faptul că ei au această identitate națională care vine din terea împrejur, care vine din respectarea regulilor de igienă, care vin din lege, ei sunt una, de fapt, cu biserica, doar au aceste particularități. De altfel, noi românii, ca și creștini, avem particularitățile noastre vis-a-vis de creștinii din Germania. Și de multe ori, aproape că avem pretenția că noi suntem cu două stele în plus față de ei sau ei față de noi. Dar o cultură, un context specific. Mulți spun, toți suntem egali în fața Domnului. Încerc să aduc și niște argumente, deși suntem pe același lungime de undă. Nu, cum adică e mai special poporul evreu? Toți suntem egali în fața Domnului. Nu am vorbit de popor ales, născut de Dumnezeu. Cu ce sunt ei mai cumos decât noi? Toți suntem egali. De ce să mă rog eu pentru ei? Că mă pot ruga pentru ceva din altă țară, Bulgaria, Germania, cum ai pomenit. Cum, ce le spui celor? Ce înseamnă să fii popor ales? Înseamnă că să fii cu o, să încurajezi o superioritate ca nație? Puțin arătat acest lucru, pentru că pe mulți se tulbură. Da, acceptă, au și ei, sunt de planul Domnului, dar cum adică aleși? De ce să mă rog eu pentru ei? De ce să mă rog pentru ei? Am eu în cazurile mele. Noi aici în România avem probleme destule. Să mă rog și pentru pacea Ierusalimului și situația în Orientul Mijlociu. Când vorbim de alegere, foarte mulți se gândesc numai la favoruri. Alegerea nu prea are de-a face cu favorurile. Alegerea are de-a face cu responsabilitățile. Dumnezeu a ales poporul Israel și a dat responsabilități. Când i-a scos din Egipt, i-a ales să fie o seminție de preoți. Dumnezeu avea deja de atunci un plan și un mandat pentru ei. Și acum Dumnezeu are lucruri și plan special pentru Israel ca și națiune. Și este dreptul lui Dumnezeu să aleagă. Dragii mei, e un lucru care nu putem să-l contestăm, nu putem să-l luăm pe Dumnezeu la întrebări, de ce alege, cu ce scop, este dreptul lui Dumnezeu. Și ei sunt aleși, au un mandat și dacă citim Scriptura, vedem multe lucruri. Eu mă gândesc numai la Roman 9:11, când aceste lucruri vor veni în împlinire, va fi ceva extraordinar, spune Pavel, va fi viață din morți. De ce să nu mă rog? Pentru că eu nu mă rog specific pentru, doar pentru evrei, ci mă rog pentru planul lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Eu vreau ca lucrurile astea să vină în ființă. Eu mă aliez cu Dumnezeu la asta. Nu mă aliez cu altceva. De aia, pentru cei care au rezerve, ar trebui să gândească, atunci când mă rog pentru lucrurile despre care Dumnezeu mi-a zis să mă rog în Biblie, pentru pacea Ierusalim, pentru Israel, pentru ca poporul Israel să intre în destinul lui, atunci eu mă aliez cu Dumnezeu, nu mă aliez cu altcineva. Oh, să ne rugăm pentru bulgar, da, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul bulgar. Și rugăciunea nu înseamnă tot timpul cerșătorie, ci rugăciunea adevărată este cea în care mă aliez cu Dumnezeu pentru planul lui. Când Dumnezeu spune ceva, eu mă rog, spun amin la asta. Și asta facem când ne rugăm pentru Israel. Eu spun amin la gândurile lui Dumnezeu pentru Israel, la planurile lui Dumnezeu pentru Israel. Și nu fac altceva decât sunt un aliat al lui Dumnezeu. Și mie îmi place ideea asta. Am o întrebare așa ca pastor. Poate întreabă ceva din biserică. Da, noi creștinii nou testamentale avem o raportare 1-1 față de Iisus Hristos, mântuirea personală, individuală. Este harul care este peste fiecare în parte și fiecare ia o decizie în dreptul lui. Responsabilitatea de a ne ruga pentru Israel este în dreptul individului sau bisericii sau chiar a națiunii ca raportare la Israel. Ce le spui? Deci poate noi, poate eu cred că Israel, dar nu o forța ca toată biserica să fie o biserică, să fie o voce pentru Israel. Poate noi în epoca arului suntem individual, 1-1, fiecare răspunde de cum se raportează la Israel, e binecuvântat sau nu. Acum lucrurile încep de la individ, merg la biserică și trebuie să ajungă la națiune. Pentru că biserica e formată din indivizi, națiunea e formată din indivizi. Și dacă noi, ca și persoane,
ca și credincioși, individual înțelegem lucrul ăsta, vom duce lucrul ăsta congregațional. Vă dați seama ce frumos sună când o biserică se unește și îl laudă pe Dumnezeu. Noi oricum îl laudăm pe Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob. Oricum îl onorăm pe Iisus Hristos, marele evreu, mântuitorul nostru. Și citim Scriptura care a împlinit-o prin evrei. Citim toată Scriptura, care cu o singură excepție, două cărți din toată Scriptura au fost scrise de un evreu, Luca și Fapte. Restul toată este prin autori evrei. Și autorul suprem este tot cel care acum 2000 de ani a umblat ca evreu pe pământ, Domnul Iisus Hristos. S-ar putea ca, sigur, la nivel de individ poate e mai ușor de acceptat sau de biserică. Vorbește-ne puțin despre smochin, despre altoire. Lucrurile acestea mai acceptăm, să ne rugăm pentru ei, să binecuvântăm în sărăția Dumnezeu, dar noi să acceptăm că rădăcina noastră este acolo și că noi ne tragem din ei și că avem responsabilitate față de rădăcină. Unii spun romani 11 metaforic numai. Puțin, încât permite timpul acesta, zine puțin despre ce înseamnă să fim altoiți. Asta e o traducere folosită și vorbită mult. Cum adică suntem altoiți? Nu suntem noi de capul nostru înrădăcinați în Scriptură, în cuvânt, mai suntem altoiți în ceva? Bun, acum, în primul rând, trebuie să știm cine este rădăcina. Rădăcina este Iisus Hristos. Rădăcina este Tatăl, este planul mare al lui Dumnezeu. Noi nu suntem altoiți într-o ramură, hai să zic, evrească a unui copac, pentru că este simbolul Israelului, poporului Israel, cum stejarul este simbolul românilor. La fel, aici vorbim de simboluri ca și copaci, dar când vorbim de acea rădăcină, aia are de-a face cu Dumnezeu, are de-a face cu Domnul Iisus Hristos. Noi acolo am fost plantați, în promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă ne gândim la locul unde am fost pus, noi ar trebui să fim extraordinar de bucuroși, pentru că atunci primim tot ceea ce este în Iisus Hristos, tot ceea ce vine din Tatăl, vine spre noi și asta este o mare favoare. Ba mai mult, nimeni nu spune, acolo spune că doar ramurile, mlădițele au fost îndepărtate, dar rădăcina aia acolo, la vremea potrivită, va da din nou niște ramuri care vor fi viață pentru Israel și momentul ăla, mă rog, să vină cât de repede, pentru că îi iubim, știm, au suferit, au trecut prin multe, nu le-au suferit din vina altuia, ci din vina lor și ei recunosc că s-au îndepărtat de Dumnezeu și dacă citim Neemia, dacă citim Ezra, Estera, vedem câte lucruri au pătimit datorită îndepărtărilor de Dumnezeu sau istoria modernă, Holocaustul, care nu este o poveste, care este o realitate și noi românii avem o contribuție, 840.000 de evrei din România morți în Holocaust. Sunt o cifră care ar trebui să de ne cel facă să... Deci crezi într-un moment al restaurării, a înfrunzirii, a venirii la viață a națiunii evreiești conform Scripturii, care va fi o binecuvântare și pentru... Și pentru noi. Și pentru noi, și pentru neamuri. Așa ne spune Scriptura, asta trebuie să credem. Bun, până aici lucrurile sunt puțin mai clare și aș vrea să le sedimentăm printr-o scurtă contribuție a lui Aurelian Barbu. Mulți credincioși se întreabă în contextul lumii în care trăim, în care vedem foarte mult antisemitism și chiar în unele învățături din sfera creștină, acele zone în care predomină teoria înlocuirii lui Israel cu biserica, este tot un antisemitism, poate mai mascat, dar tot o formă. Oamenii se întreabă care ar trebui să fie poziția noastră, cum ar trebui să ne raportăm la Israel. Este legătură? Ce legătură este între Israel și biserică? Nu sunt legăminte diferite? Nu se raportează Dumnezeu diferit? Da, este adevărat că sunt legăminte diferite, dar la fel de adevărat este că Iisus Hristos, cel care a instituit legământul cel nou din care noi facem parte, spune Pavel în Romani că noi suntem altoiți în Israel, practic, pentru că Iisus Hristos a fost israelit, a fost evreu. Și vrând sau nevrând,
întemeietorul creștinismului din perspectiva umană, anume Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar din latura umană, el se trage din seminția lui Iuda, pe linia genealogică a lui David, este vlăstarul din sămânța lui Isai, tatăl lui David. Astfel, vrând nevrând, noi suntem conectați cu Israelul. Acum, dacă vrem să fim mai specifici, Domnul Iisus Hristos, înainte de a pleca la Tatăl, în ultimele, nu știu, săptămâni, să spunem așa, dinaintea suferințelor, i-a învățat pe ucenici niște lucruri foarte importante, și anume în Matei, capitolul 24, o să vedeți o învățătură clară cu privire la vremea sfârșitului sau vremurile de pe urmă. Și acolo el îi orientează pe ucenicii, implicit pe noi, creștinii de astăzi, de după 2000 de ani, peste 2000 de ani, ne orientează tot spre Israel și spune în Matei 24, versetul 32, spune așa: de la smochin învățați pilda lui. Smochinul îl reprezintă pe Israel. El aici vorbea metaforic. De la smochin învățați pilda lui. Când îi înfrăgezește și înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Dacă smochinul îl reprezintă pe Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile din urmă, este profeție încă dată de Ezechiel, dată de mari proroci al lui Dumnezeu, că Dumnezeu în vremurile de pe urmă va strânge rămășița, o va așeza din nou în patria lor, în Palestina, în ținutul lor, și vor fi un singur popor sub un singur conducător. Și apoi Domnul Iisus le spune specific ucenicilor, când se apropie vremea întoarcerii lui Hristos pe pământ, instaurarea împărăției milenare, când vine această vreme, când se apropie această vreme, spune: fiți atenți la ce se întâmplă cu Israel și învățați din pilda lui. În anul 1948 Israel a fost din nou declarat ca țară, ca stat independent, și apoi mai jos spune cuvântul lui Dumnezeu: adevărat vă spun că nu va trece generația aceea de oameni până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri pe care eu vi le spun în capitolul 24. Noi suntem în această generație. În Scriptură, generația a avut 40 de ani, 70 sau 80 de ani, sau maxim, conform cu ceea ce spune Dumnezeu, după potop va fi de 120 de ani. Deci pentru foarte mulți dintre cei care trăim acum, Scripturile par să indice că vom prinde, că suntem generația care va prinde întoarcerea lui Iisus Hristos. Și atunci aceste lucruri trebuiesc privite în raport cu Israel. Deja o parte din această profeție s-a împlinit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar partea din timpul necazului cel mare îl privește pe Israel și lucruri care se vor întâmpla, dar nu aș vrea să intrăm acum în ele. Eu cred că biserica trebuie să aibă o atitudine deschisă, o atitudine prin care să cerceteze lucrurile, să studieze ceea ce se întâmplă în raport cu Israel din punct de vedere istoric, din punct de vedere politic, din punct de vedere spiritual, și chiar mai mult biserica cred că trebuie să binecuvinteze pe Israel. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 122, dacă iubim Ierusalimul și binecuvântăm Ierusalimul, Dumnezeu întoarce peste noi aceste binecuvântări. Versetul 6 din Psalmul 122 spune Scriptura: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc se bucură de odihna ta. Biserica este chemată în aceste vremuri să se roage pentru pacea Ierusalimului. Biserica este chemată să se roage chiar pentru bisericile mesianice, cele care l-au recunoscut pe Hristos, ca în locul acela să fie o lumină, să fie o trezire, ca Evanghelia lui Iisus Hristos să fie însoțită de puterea Duhului Sfânt, de semne și minuni, așa cum a fost în epoca, în era apostolică, în Faptele Apostolilor. Așa cred că ar trebui să fie o biserică și o vreme în care mirele se întoarce din nou pe pământ. Și noi trebuie să ne rugăm pentru aceste vremuri, trebuie să binecuvântăm Israelul. Chiar mai mult, este Israelul fiind sămânța lui Avram, sămânța pe latura omenească a lui Avram, pentru că și noi suntem sămânța lui Avram în Hristos, suntem moștenitori ai acelei făgăduințe, dar în Hristos, pentru că suntem făpturi noi prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El, dar
cel puțin pentru latura umană, ne spune cuvântul lui Dumnezeu o promisiune din Geneza, capitolul 12, versetele 2 și 3 spune așa, îi promite, îi făgăduiește lui Avram, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dragii mei, cred că biserica nu doar că are datoria față de Dumnezeu să binecuvinteze Israelul, dar cred că biserica poate să moștenească această făgăduință a binecuvântărilor atunci când binecuvântăm Israelul. Când noi binecuvântăm Israelul, binecuvântarea lui Dumnezeu vine, se întoarce peste viața noastră și noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. Poți arunca în barbă cu câteva repere legate de raportarea noastră la Israel. Un domeniu, o zonă care poate mai puțin clară este o atitudine în sfera social-politică. Da, credem în Scriptură, în promisiunea Domnului, dar când e vorba de statul Israel, de situația politică acum, cum să ne raportăm? Are Dumnezeu să se implică acolo? Sunt o națiune ca oricare alta? Acum, întrebarea poate fi mai complexă. Mulți nu cred că Dumnezeu are planuri cu națiunile, are doar planuri cu indivizii, mai ales noi nou-testamentali. Pornind de aici, cum anume să fim parte din planul Domnului cu națiuni și în special cu națiunea Israel? Ce să facem noi? Ne putem ruga, Doamne, planul Tău cu Israel să se împlinească. Ne putem ruga, dar trebuie să și acționăm la asta. Și un mod de a acționa este în a merge acolo, a merge să vezi cum stau lucrurile. De fapt, o vizită în Israel este o dovadă pe care nu mai poți să o refuzi, că Dumnezeu iubește Israelul. A coborât pe Valea Iordanului și să vezi pe malul israelian păduri de banane, păduri de portocale, curmale, și pe celălalt mal, pe malul stâng a Iordanului, cum coboară dinspre Hermon, spre Marea Moartă, pustiu. Și mi-aduc aminte că eram în autocar și vorbeam cu ghidul nostru și am spus, cum poți să spui că Dumnezeu nu vă iubește? Dacă te uiți, este în jur, vezi o dovadă care nu poate fi refuzată a dragostei lui Dumnezeu. I-am zis, uite-te, dincolo este pustiu și uite-te aici, este verde. O, este munca noastră. Nu este munca voastră. Noi am muncit mult mai mult. Ci este binecuvântarea, îmbrățișarea lui Dumnezeu. Și a fost un timp de 7 zile când am vorbit despre Dumnezeu cu acest om care era supărat pe Dumnezeu, de fapt, datorită lucrurilor care li s-au întâmplat lor ca națiune și a lucrurilor care l-au pătimit. Dar apoi am povestit, pentru că a fost colonel în armata israeliană, a fost chiar între cei care a intrat între primii în Ierusalim, în războiul de 6 zile. Și la urmă mi-a spus, Vali, trebuie să recunosc că Dumnezeu există. Și când am ajuns la zidul plângerii, mi-a spus, când am ajuns aici, m-am rugat și Dumnezeu chiar ascultă. Și noi recunoaștem în adâncul inimii noastre, dar ne vine greu să trecem peste lucrurile astea. Și ca să revin la provocare, la prima provocare care mi-a făcut-o cu acel marș, atunci când mergem să vindecăm relațiile, îi ajutăm pe ei să se vindece, vindecarea începe din exterior și merge până în adâncul unei. Atunci când o rană este curățată, este bandajată, pui tot felul de alifii pe ea, ea se vindecă, pleacă de la suprafață și pentru că nu mai intră mizeria acolo, nu mai este rănită și se vindecă. Cam asta facem când ne cerem iertare, când arătăm dragoste, când suntem gata să facem anumite gesturi și foarte mult contează să vorbim de bine, foarte mult contează să ne uităm concret la ceea ce se întâmplă acolo, nu la ce se spune. Media este foarte manipulativă și noi știm foarte bine că
Orice știre trebuie citită printre rânduri, orice material trebuie citit printre rânduri, că depinde cine l-a scris și ce vrea să realizeze cu materialul lui. Iar dacă vrei să știi ceva sigur vis-a-vis de Israel, ia cuvântul lui Dumnezeu și vei ști dacă este așa sau nu. Cuvântul Dumnezeu spune că vremuri de pe urmă Israel va fi restaurat. Vedem că evrei vin împinși de situații, de conjuncturi, înapoi în patria lor. Biblia spune despre teritoriul Israel, Biblia spune despre Ierusalim ca și capitală, despre Muntele Templului. Multe lucruri din Biblie vedem că se întâmplă. Văd dacă tot se întâmplă așa iminent, noi de ce să ne mai rugăm pentru pacea Ierusalimului? Că oricum va fi pacea, oricum a venit Domnul Iisus, acolo va veni Domnul Iisus, ne place sau nu ne place, în Ierusalim. Neamurile încep să ajute Israelul. Biblia spune despre asta. E o binecuvântare, cum ai și spus, supranaturală asupra teritoriului fizic al Israelului, care cu sau fără ajutorul nostru este. Deci dacă toate lucrurile acestea se întâmplă în mâna Domnului, atunci noi de ce să ne mai rugăm? Să așteptăm în mintea noastră o binecuvântare? E vorba și de asta într-un fel. Explică-ne puțin mecanismul acesta să fim binecuvântați dacă suntem parte din rugăciune cel puțin și binecuvântarea poporului Israel. Oricum Dumnezeu își duce planul la bun sfârșit. E drept, dar dacă mergem la legământul avramic, Genesa 12, Dumnezeu îi spune lui Avram, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Noi acum spunem că nu mai sunt blesteme în Hristos, nu mai sunt blesteme. Da, dar sunt efecte ale lucrurilor. Sunt și aseară în emisiune, am primit bilete de oameni care spuneau, sunt blesteme și erau bilete de la credincioși, pentru că lucrurile astea, noi le avem în Hristos soluția la ele, dar trebuie să mergem pentru ea și trebuie să trăim lucrurile astea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că voi binecuvânta pe cine te va binecuvânta. Mi-aduc aminte când am luat legătura cu comunitatea evrească din Baia Mare, vorbeam cu cel care era acolo pentru organizarea acestui marș, probabil. Nu numai marș, noi am început să ajutăm să colaborați cu ei. Să colaborăm cu comunitatea evrească de mulți ani și am mers, le-am restaurat pe la sinagogă, le-am făcut un loc de închinare unde se poate să stea, să fie cald, confortabil, oamenii sunt în vârstă, media de vârstă e peste 80 la ei. Le-am restaurat bucătăria, de acolo le-am schimbat vesela, era veselă din primul război mondial și am făcut și m-a întrebat, Vali, de ce faceți lucrul ăsta? Și am spus, vreau să te duc la un, la începuturile voastre ca și națiune, la Avram, la părintele vostru. Și acolo în legământul lui Dumnezeu cu Avram este o promisiune care este pentru noi. Tot legământul este pentru voi ca și urmașa lui, dar este o promisiune pentru noi și eu vreau bucata aia. Să intru în această promisiune. Să intru în această promisiune, e foarte important și nu vreau să spun că asta e soluția, gata, faceți lucrul ăsta și lucrul ăsta se întâmplă. Cred că a fost momentul în care, ca biserică, am intrat într-un ciclu al binecuvântării încât nu am dus niciodată lipsă de nimic. În mod spectaculos, aș spune, Dumnezeu totdeauna ne-a binecuvântat să putem fi și noi la rândul nostru binecuvântare. Mulți spun că e o întâmplare, nu are nicio legătură cu evrei. Dar crezi în inima ta, Vali, că are o legătură, o componentă a binecuvântării? N-am niciun dubiu la capitolul ăsta. Poate asta este una din soluții, gândit chiar cu minte, așa, la rece. Nu spun problema asta, că binecuvântarea unei lucrări, a unui oraș, a unei comunități, a unei biserici, a unei națiuni, ar depinde și de modul cum noi binecuvântăm evrei într-un fel sau într-altul. Fie că comunitatea dintr-un oraș, fie că evrei de dincolo. Bun, eu pot să amintesc lui Dumnezeu o promisiune care a făcut-o în Genesa 12 când a vorbit cu Avram, atunci când împlinesc lucrul ăsta. Dumnezeu spune, aduceți-mi aminte, adu-mi aminte. Și eu dacă îi spun, Doamne, Tu ai promis lucrul ăsta și mă duc pentru lucrurile astea, Dumnezeu niciodată nu își încalcă promisiune. El este credincios. Și noi avem în cuvântul lui Dumnezeu soluție pentru toate situațiile concrete. Tot ce trebuie să facem este să le luăm și să le punem în practică. Eu vă spun ca unul care a mers pe drumul ăsta și care în continuare vede cum Dumnezeu nu limitează, pentru că Dumnezeu totdeauna paharul nostru îl face să dea pe deasupra. Niciodată nu se limitează, niciodată nu se restrânge. Și îi provoc și pe ceilalți să înceapă să gândească. Și mai știu un lucru. O biserică va gândi așa cum gândește pastorul. Dacă noi învățăm poporul că noi trebuie să
îl iubim pe Dumnezeu iubind poporul Israel. Îl iubim pe Dumnezeu când iubim poporul Israel. Pentru că iubim pe cine iubește El. Și nu facem altceva decât să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, deschidem ușa spre binecuvântări, deschidem ușa spre realizări. Astfel avem prieteni între evrei, prieteni foarte buni. De fapt, unul din băieții care în această perioadă s-a ocupat de logistica întâlnirilor, media, tot este evreu. Și care face cu toată dragostea, face toată, este evreu, creștin, mesianic, din biserică, dar face lucrurile cu bucurie, pentru că el știe că este iubit. Și nu se întâmplă ca cineva să aibă vreo rezervă, din potrivă. Noi știm că Dumnezeu are ceva special în acest om și vrem ca să scoatem potențialul maxim. Să mai urmărim, spuneți, pe finalul emisiunii, o contribuție al pastorului Răzvan Mirescu din București, după care revenim, vrem să ne și rugăm în final. Matei 25, unde practic este, începând de la 31, câteva versete, este prezentată judecata viitoare. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Când se va întâmpla asta? După Armagedon, după răpirea bisericii și nunta mielului, 7 ani în cer, 7 ani pe pământ de necaz, respectiv necazul cel mare, după războiul de la Armagedon, unde Domnul vine cu sfinții lui, inclusiv cu noi, cei pe care îi va fi răpit. Aici este momentul descris de Matei, capitolul 25, și aici este scaunul de domnie al slavei sale. Scaunul de domnie al slavei sale este pe pământ. Scaunul de judecată al lui Hristos, așa numitul Bema, este în cer, unde credincioșii sunt răsplătiți pentru binele sau răul pe care îl vor fi făcut în lucrarea de slujire și își primesc răsplată, unul 10 cetăți, altul 5 cetăți, în cârmuire, evident, în talanți, sau, din nefericire, pentru cei care au avut motivații greșite, își pierd răsplata. Asta se întâmplă în cer. Când venim odată cu sfinții îngeri, odată cu Domnul, care vine pe calul alb, la Armagedon, să-l doboare pe anticrist, prorocul mincinos și pe cel rău, când vine în slava sa, noi suntem cu el și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. În alte traduceri nu e vorba de neamuri, ci e vorba chiar de națiuni. Chiar această chiar așa se numește, chiar această tipologie este folosită. Și ca să înțelegem că e vorba de judecată a națiunilor, inclusiv poziționarea noastră ca individ, ca biserică, este judecată față de Israel, potrivit cu Geneza 12 cu 3, care nu a ieșit din vigoare, așa, dar și judecata națiunilor. Răzvan Mirescu, câteva considerente teologice legate de raportarea noastră biblică la Israel. În timp ce te ascultam, frate Vare, mă gândeam că Dumnezeu a promis zonei de nord a României că va fi o binecuvântare pentru România și s-ar putea ca una din cheile acestei binecuvântări să fie acest început de pionierat, pentru că sunteți primii care organizați în mod deschis, public, o acțiune publică pe străzile unor oraș cum e Baia Mare, clar, legată de Israel, de binecuvântarea evreilor, să zicem așa. Și acest lucru, nu știu, l-ai calculat, l-ai gândit de la început așa, dar cred cu putere că este o cheie a binecuvântării și sper să fie și o provocare pentru foarte mulți lideri de biserici și numai. Și mi-aș dori ca să fie o extindere acestei înțelegeri a lucrurilor și la nivele administrative, laice, pentru că toți românii
nu sunt laici, toți suntem credincioși într-un fel sau într-altul, așa se spune. Și ar fi grozav ca liderii numai de biserici, dar și în zona administrativă, chiar până sus de tot, să aibă înțelegerea aceasta unei binecuvântări care curge peste noi ca națiune, ca țară, dacă avem o poziționare corectă față de Israel. Acum, așa în final, cum să ne rugăm pentru Israel? Gândește că ne adresăm, ne urmăresc creștini din zona ortodoxă, catolică, evanghelică, luterană, știu eu, de diverse feluri și moduri. Această rețetă, această formulă, înțeleg, este valabilă pentru oricine, această promisiune prin Avram peste noi. Dar cum să ne rugăm? Ce să facem? Poate nu putem să ajutăm, nu avem comunitate în orașul nostru de evrei în vârstă. Poate nu știm ce sunt mesianicii de lângă noi și privim cu rezervă că vor să ne aducă la iudaism. Ce să facem? Poate nu suntem de acord cu deciziile politice ale statului Israel, dar înțelegem că cumva tot va fi unificat statul. Dar deciziile politice sunt de un fel sau dintr-altul. Suntem de acord cu el, nu suntem. Deci mai multe, suntem provocați în mai multe feluri. Alții vor spune acum, ca să pun paie pe foc, a citit din Vechiul Testament, noi suntem nou testamental, promisiunea acelea din Vechiul Testament nu ne interesează pe noi, noi suntem cu Noul Testament. Asta e o discuție pentru altă emisiune. Deci ce să facem practic, să ne și rugăm după aceea? Când spuneai că mulți spun nu înțelegem lucrurile astea, deci să ne rugăm, mi-aduc aminte că a venit un cuplu odată la consiliere și mi-a spus, Vale, eu nu înțeleg pe nevasta asta mea, nu pot să o înțeleg. Și am spus, zic, eu din tot ce am citit în Scriptură, n-am găsit nicăieri un loc unde Dumnezeu spune să o înțelegi. Îți spune să o iubești. Cred că este un punct foarte bun de pornit. Noi trebuie să începem să ascultăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem toate lucrurile. Eu nu înțeleg lucrarea de mântuire. N-are logică din punct de vedere a minții mele. A minții mele foarte structurate. N-am o formulă acolo. Nu pot. Sunt inginer. Am lucrat în toate domeniile și nu pot ca să o prind în ceva, să dau o explicație. Dar mă bucur de a savurez mântuirea pentru că știu ce a realizat și ce realizează și ce va realiza pentru că este un proces continuu în viața mea. La fel este și aici. Chiar dacă nu înțeleg, pot să încep să spun, Doamne, în cuvântul Tău, Tu îmi spui să mă rog pentru Israel. Și astăzi aleg să încep să mă rog pentru Israel. Și începe să te rog simplu, să spun, Doamne, binecuvintez poporul Israel. Știu că este la inima Ta, cum sunt și eu, și mă rog să-i binecuvintez. Mă rog ca toate planurile Tale, toate proiectele Tale pentru Israel să vină în ființă. Mă rog să le dai înțelepciune, pentru că aici ne putem ruga pentru conducerea Israel, să dai înțelepciune conducerii Israelului, cum să abordeze situația complexă, pentru că ei au o situație extraordinar de complexă. Noi spunem, nu suntem de acord cu deciziile lor, dar noi habar nu avem câte lucruri, ce costuri, ce presiuni sunt pe ei. Cei mai mulți dintre noi nici măcar nu bănuiesc ce se întâmplă acolo cu adevărat. Care sunt riscurile care și le asumă atunci când iau o decizie care se aliniază cu Biblia. Dar noi știm că putem să ne rugăm și când ne rugăm, când mergem pentru lucrurile astea, noi nu facem altceva decât să aducem planul lui Dumnezeu în ființă. Să ne rugăm pentru comunitățile evrești. Dacă ai o comunitate evrească în orașul tău, roagă-te pentru ea. Nu ai nimic de pierdut dacă te duci și ajuți. Am mers cu tinerii și primul lucru care l-am făcut, am făcut curat în curte, am tăiat buruienile pe acolo, am făcut curat, am aranjat lucrurile și lor au zis tinerii, de ce mergem să facem lucrul ăsta? Și am spus, este primul lucru pe care îl putem face atunci când vrem să restaurăm, facem curat. Și mulți au plecat de la ideea asta și au ajuns la o percepție continuă, iubim Israelul, îi binecuvântăm, orice lucru ni se pare în beneficiu aceste relații, îl facem, îl încurajăm și atunci mintea noastră încet, încet înțelege lucrurile, înțelegem planul lui Dumnezeu, vom înțelege multe lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Și cei mai important, vom fi extraordinar de binecuvântați, pentru că atunci când asculți cuvântul lui Dumnezeu, ești binecuvântat, ești în planul Lui, ești în cursul lui Dumnezeu și de data aceasta în cursul lui Dumnezeu care îl are pentru Israel, care în marele fluviu al dragostei Lui există acel curs pentru Israel
Și noi putem să beneficiem de tot ceea ce vine și pe una și pe alta. Așa, în ultimul minut, vreau să ne și rugăm așa foarte scurt. Pe parcursul acestei emisiuni ai vorbit pe trei paliere. Odată, nevoia de iertare a greșelilor pe care neamul nostru le-a făcut vis-a-vis de Israel și te-a referit mult la Holocaust și la perioada în care bunicii noștri au fost implicați. Ai vorbit despre nevoia de a exprima acum, în prezent, dragostea noastră, aprecierea, ajutorul față de evrei într-un fel sau într-altul, fie că sunt comunități în orașul nostru, fie că sunt evrei de acolo pe care îi putem încuraja, vorbi despre Domnul Iisus, și despre nevoia de a ne ruga pentru împlinirea în perspectivă, în viitor, a tuturor planurilor pe care Dumnezeu le are în Scriptură pentru poporul evreu. Și pe aceste trei dimensiuni, eventual, te încurajez să faci o scurtă rugăciune și vă rog să vă uniți cu Vali în această rugăciune. Noi trebuie să începem să ne pocăim. Cred că cu asta trebuie început. E nevoie de un pic de curaj, dar... Mulți să spun, avem necazurile ce România, de toate felurile, problemele noastre. Mai vin acum emisiunea asta din nou cu Israelul, ne mai luăm și povara asta pe umeri. Dar ai explicat, poate una din cheile majore pentru ca România să iasă din probleme, ca Dumnezeu să-și întoarcă fața și să pună pe masa lui de lucru România. Da, un popor care iubește pe evreii mei. Dragii mei, haideți să fim de acord împreună. Tatăl nostru, pentru că suntem conștienți că am greșit față de poporul Israel în Holocaust și în multe alte lucruri, de poporul tău, venim să ne cerem iertare, venim să spunem că ne pare rău pentru lucrurile care s-au făptuit, chiar dacă n-am fost noi acolo, și vrem ca noi să schimbăm lucrurile. De ce venim să binecuvântăm astăzi poporul Israel, să binecuvântăm comunitățile evreiești din orașele noastre, din România. Și te rugăm, Doamne, ca această vină să fie ridicată de peste umerii noștri, această vină și această povară să plece de pe umerii noștri și de pe umerii generațiilor care vin și să vină binecuvântarea Ta peste generațiile noastre. Îți mulțumim că Tu ești Cel care aduce o restaurare a lucrurilor, ba mai mult, Tu ești Cel care faci ca binecuvântările care vin peste poporul Tău să vină și peste poporul român. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Cel care vei da înțelepciune și pricepere fiecăruia dintre noi care va merge pentru, în ascultare de cuvântul Tău, pentru restaurarea relațiilor cu evrei. Îți mulțumesc pentru că Tu le vei da strategie, le vei da înțelepciune și uși deschise, pentru că noi vrem ca să ascultăm de cuvântul Tău și să Te onorăm prin aceasta. Amin. Vare, îți mulțumesc foarte mult pentru această emisiune așa simplă, dar încă una din picăturile, din lucrurile pe care le facem și noi aici la Alfa Mega pentru Israel, pentru că vrem să provocăm comunitatea creștină din România să-și reconsidere poziția față de Israel ca individ, ca biserică, ca și națiune și să înțeleagă că Biblia ne pune câteva obligații în față vis-a-vis de ele. Dacă ai așa un cuvânt de final pentru cei care poate au fost gândăriți, provocați de lucrurile pe care le-ai spus acum, poate sunt lideri asemenție care a zis, da, ar trebui să luăm în considerare ce a spus fratele Vali. Ce le spun e că dacă au fost mișcați de asta, înseamnă că este Duhul Sfânt, nu noi. Duhul Sfânt ne conștientizează. Noi suntem doar cei care aruncăm provocările și îi provoc să asculte de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este un mare fan al evreilor, pentru că Duhul Sfânt este marele fan al Domnului Iisus Hristos, marele evreu, îl onorează. Asta face în viețile noastre și îl proslăvește. Și atunci când împlinim provocările lui, nu facem altceva decât să-l onorăm pe Dumnezeu. Alegeți să credeți că prin asta îl onorăm pe Dumnezeu, prin ascultare, chiar dacă cei din jur nu înțeleg, chiar dacă cei din jur au alte păreri. În ultimă instanță, la sfârșitul zilei, ceea ce contează este ceea ce spune tati. Și el va spune, ai ascultat. Fii binecuvântat, copilul meu. Amin. Rămânem cu acest gând. Mulțumesc, frate Vale. A fost o emisiune despre Israel, despre datoria noastră față de Israel ca persoană, ca biserică, ca și națiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze.